Salutare, oameni buni! Bine ați revenit la un episod din Cariera cu Andora. Ei bine, pentru astăzi, meci cu Valencia în startul episodului. Îi batem, ne apropiem la un singur punct de ei, ei fiind pe locul 2. Trebuie să încurce și ei barul cât de curând, însă Valencia are un meci mai puțin jucat decât noi. E greu să prindem un loc de promovare directă, dar o să încercăm să avansăm cât mai mult astăzi. Mamă, ce de jucători obosiți la ei în echipă. Noi jucăm cu Mendez, Obrador, Ioro, Marmol, Cumbedi, Casado, Tore, Garrido, Larsen, Traore și Mazilu, care va debuta. Haideți să înceapă meciul. Dar și echipa noastră trebuie să arate bine, băieți. Iată aici, stadionul plin. Au și tifo, au de toate. Coreografii, nebunii. Tot ce trebuie. Dă vibe de echipă mare, Valencia. Evident. Valencia care nu trece printr-o perioadă prea bună. Financiar mai ales. Au și retrogradat aici. Foarte posibil să o facă și în realitate cât de curând, zic eu, dacă nu se redresează ceva pe acolo. Dar păcat, o echipă cu un renume destul de mare, care trece printr-o perioadă nașpa, dar noi trebuie să-i batem aici, neapărat. Mare atenție mare, că nu funcționează pasele. Deja două pase greșite în startul partidei. Ok, Labrador intervine bine. O să o încasăm la finalul acestui atac. Ioro se luptă pentru balon și îl câștigă. Mazilu acolo, pasează către Pablo Torre. Acum Larsen la balon, pasă în bandă către Cumbedi. Cumbedi către Mazilul. Mazilul, l-am articulat. Pasă către Alex Garrido aici, mingea în partea stângă către Obrador, care centrează foarte rău. Prinde Mamardashvili, o echipă uriașă pentru Liga a doua, sincer să fiu. Au niște jucători excepționali pe aici, câțiva jucători și peste 80 overall. Fagioli pasă acolo către Hugo Duro. Hugo Duro în bandă spre Diego Lopez. Diego Lopez în banda stângă. Struici pasează în spate. Fagioli frumos au jucat-o, dar noi ne apărăm bine, stăm bine acolo pe poziție. Cumbedi a marcat frumos și Ioro deviază și scoatem, dar scoatem mingea tot pentru ei. Mai bine o lăsam să se ducă dracu. Ioro recuperează mingea acolo pe șut. Mendez scoate și este Hugo Duro acum. Pasă către De La Vega. Ioro, un început bun de meci. De fapt, în toată apărarea s-a jucat foarte bine. Casado către Pablo Torre și acum Larsen către Garrido. Alex Garrido are cale liberă spre poartă și este 1-0. Omul sezonului trecut, Alex Garrido, înscrie pentru 1-0. S-a dus perfect acolo, am combinat bine, au ieșit pasele de data asta, deși până acum nu prea s-a întâmplat acest lucru în acest meci. Garrido înscrie 1-0. Bine, 73-27 posesie. Ia mă, Doamne, pasă Cumbedi către Casado. Casado către Garrido. Garrido lansează frumos acolo pe Adama. Traore centrează. Traore, este Mazilu, nu este Pablo Torre. Pablo Torre înscrie și este 2-0. Contra atacurile, sau mă rog, atacurile astea așa scurte, jucate rapid, foarte frumos. S-a jucat fotbal șampanie încă o dată la Andorra, băieți. Face treabă Guardiola, mă, are echipă, mă. Și este pericol, trece Diego Lopez de Ioro. Haide, Ioro, tata, aoleo, necaz, o, mica Marmol se opune fantastic și respinge mingea. Și acum este Seniorita la balon, Seniorita către Mazilu. Mazilu încearcă o pasă destul de bună și ajunge la minge. Garrido, Mamardashvili, prinde minge în banda dreaptă. Pericol, pericol, pericol. Matusiwa. Matusiwa aruncă mingea, bine mica Marmol, fantastic. Pasă acum spre Larsen. Larsen, să vedem, minge bună trimisă sus acolo pentru Alex Garrido. Alex Garrido, super, super centrare și Seniorita. Până în gura porții se pasează, tiki-taka băieți, tiki-taka Guardiola. Superb, superb, o centrare fantastică. Cursa lui Alex Garrido, care a făcut un match superb. Omul meciului până acum pentru mine. A jucat fenomenal Garrido, ca în sezonul trecut. Să vedem, Matusiwa pasează. Este mica Marmol, impecabil încă o dată. Alex Garrido acum, Larsen se duce bine. Către el este mingea, Larsen ratează. Încă o ocazie, dominăm total pe cei de la Valencia. Trece acolo, Adama este... însă Hens. Almeida cu o pasă lungă, iese însă Mendez. Ce? Ce? Care e mai prost? Mendez sau Hugo Duro? Bună întrebare, foarte bună întrebare. Alex Garrido, superbă pasă încă o dată către Adama Traore, care centrează până la urmă. Este acolo Seniorita. Mamă, ce intervenție!
Mamardashvili, fenomenală intervenție. Puteam să închidem total meciul, deși a... Bine, este minutul 83, 3-0, nu mai are ce se întâmple. Final de meci, scor de neprezentare cu Valencia. Superb! Mamă, la-i acasă! I-am nenorocit! I-am nenorocit, băieți! Pentru mine, Garrido, omul meciului lejer și este omul meciului, gol și pasă de gol și în rest a jucat fenomenal. Seniorita a intrat, a dat gol, Pablo Torre a dat și el un gol. Mazilu, 7.2! Bun! Bun! Notă superbă de debut. A jucat bine Mazilu, peste Larsson, iată, peste Larsson, peste Casado, peste mulți jucători. Mica Marmoldino este fenomen. Cred că este jucătorul sezonului. Pentru mine până acum este clar jucătorul sezonului. Ofertă pentru Conti. Ia să vedem Conti, portarul italian de 59, overall 650.000 cotat, ofertă de 840.000. Bine mă, la Mansfield, du-te, tata. Încă un meci extrem de important și dificil, băieți, cu Eibar. Echipa care se află la egalitate de puncte cu noi, însă este peste noi în campionat. Jucăm cu aceeași echipă, doar că Rodriguez, era Rodriguez, revine titular în locul lui Mazilu. Mazilu care a jucat bine, Cumbedi din nou titular, în rest echipa clasică ca de obicei. Și acest meci tot în deplasare, să vedem Eibarul. Eibarul e o echipă imprevizibilă rău de tot, dar pe care cred eu că o putem învinge. Oho, Garrido, fantastic, a păstrat posiția. Am crezut că o să pierdem acolo. Pablo Torre, deposedat ușor, ușor rău de tot. Silva pasă către Stoișcov, minge către Palacios și acum pericol la poarta noastră, însă este capitanul Mica Marmol, impecabil încă o dată. Și acum ne poate pune pe contraatac. Este Larsson acum, Larsson super, pasă către Alex Garrido. Poate să fie episodul lui, băieți, poate să fie episodul lui Alex Garrido. Trece fantastic, trece și prin adversar acolo, ce mai contează? Alex Garrido înscrie 1-0 în deplasare. La Eibar înscriem foarte repede. Trebuie să avem grijă. Ioro, cam depășit de situație Ioro acolo. Robert Correa, pasă bună însă. Este, ca de obicei, Mica Marmol, capitanul. Mamă, ce prost am jucat-o, nu l-am văzut pe ăla acolo. Și din nou Mica Marmol. 3 intervenții în 13 minute. 3 recuperări fantastice și pasăm greșit. Ioro depășit încă o dată de situație, dar aici revine și recuperează. Cumbedi, Cumbedi, la balon, Cumbedi, ține de minge și pasează la Erai Rodriguez. Pasă acum Pablo Torre către Larsson, haide. Ultimul, fiul lui Zlatan, superb, înscrie! Larsson, 2-0, minunat, bă, ce bine jucăm, Doamne Dumnezeule! Ultimul fiu al lui Zlatan înscrie, băieți. Iată, un super, super gol, Denis Larsson. Bravo, Denisule, bravo, tată. Ce șut frumos, portarul un pic ieșit acolo și înscriem pentru 2-0, minutul 18. Ne facem de cap cu echipele mari. Să vedem corner pentru Eibar. Trebuie să dăm cu capul aici. Nu ei, nu ei. Noi trebuie să dăm. Mendez însă este pe poziție și scoate un sezon bun făcut și de Mendez. Se joacă fotbal aici, băieți. Lumea prestează, băieții prestează. Rodriguez acolo, riscant, dar perfect. Ne poate pune pe un contraatac extraordinar aici. Larsson are o viteză excepțională. Pasează către Erai Rodriguez, se duce în continuare Larsson către el, este acest balon. Urcă Alex Garrido pe partea cealaltă, rămâne mingea la Larsson. Garrido e micuț, mă, e micuț. La cap e greu cu el. Robert Correa, și acum este, pasă către Rahmani, pasă buna de Emilson. Este acheți acum și este gol. N-a fost offside? Ba da, cred că a fost offside. N-a fost offside. Ba este offside. S-a oprit, e offside. S-a bucurat el, dar a venit domnul Tușer. Bă, stai, ce să-ți fac? Dacă nu stai unde trebuie, du-te dracu. Mica Marmol pasă către Cumbedi, Cumbedi către Pablo Torre. Pablo Torre fantastic către Larsson, sole ăsta. Însă este fantastic, o, bine acolo Pablo Torre, pasă bună, Larsson cu șutul scoate Cantero. Ne răzbunăm noi pe voi, ne-ați bătut la trecută, dar vă batem noi acum, nu-i nicio problemă, este Adama, nu câștigă. La cap Ioro acolo, încă o dată Ioro se luptă, Larsson ajunge la minge, Mica Marmol nu știe cu șutul, Garrido știe cu șutul, șutează și este gol, 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 gol. Bine mă, bine mă Alex Garrido, dar portarul ăla este cam paletă, să mă scuzați pe mine, dar portarul vostru este... Ultima janghină de portar. Ce a vrut să facă acolo? Ce a vrut să se întâmple la acea fază? Mica Marmol cu pasa de gol. Iată-l aici pe Garrido. Șutează. Doamne, ce paralizat portarul ăla. Și este 3-0. Ce înseamnă asta, băieți? Rușinea de pe lume, Eibar. Jump to result.
3-1 rezultat final, au mai dat și ăștia un gol în minutul 45, Sergio înscrie la ei, în rest știți marcatorii noștri, Garrido cu dublă, omul episodului, fără doar și poate. Elia Conti părăsește echipa, 840.000 de euro, bun, aolo, puteam să luăm mult mai mult, hai. Simulare cu Zaragoza, locul 13 pentru ei, 3 pentru noi, am urcat un loc, i-am îndepășit pe cei de la Ibar, jucăm acasă, Mazilu titular, Seniorita, Garrido pe acolo, câțiva jucători obosiți pe aici pe acolo, dar e ok, nu-i nicio problemă, 2-2, ne încurcăm Ioro și Giuliano înscriu, ne egalează ăștia minutul 86. Georgiev învață poziția de striker de la 41 overall la 48. I-am înimerit poziția bine, rău de tot acestui bulgar. Următorul Berbatov, băieți, numai că e mult mai scund, 5-8 înălțime. Dar o să-l antrenăm și să sperăm că o să crească repede. Ar fi indicat să crească repede, că nu stă bine mai, la mai nimic să dea draci. Vine încă o simulare cu Ibița, locul 19. Vă rog eu din tot sufletul. O să dăm sim match și jump to result, că am văzut că funcționează mai bine de aici. Sau cel puțin s-a întâmplat odată, dar mai știi? 2-0, Ioro! Ioro și cu Rodriguez, erai Rodriguez și Ioro înscriu. Scouterii se întorc, băieți, din Ghana, ia să vedem, jucători puternici fizic am cerut. Ăsta este slab, Amos, John, slab, Hogan, slab. Ăsta ar putea fi bun Boateng, dar băi, overall mic. Dar poate are poziția greșită, vedem. Antui slab și Ovusu slab, rău de tot. Hai să-l vedem pe omul nostru de l-am adus, pe Boateng, left wing back, 5-7 înălțime, dar are fizic bun. Ce ar putea avea? Are defending, are fizic, are pace, dar înălțime n-are. E left back, right back, ceva, dar nu, e la 45 overall release, îmi pare rău, Boateng. Match cu Alaves, locul 5. Noi suntem pe 3 în continuare, încă ne menținem acolo, cu match mai puțin jucat chiar decât Eibar. Lupta încă se duce, băieți, pentru primele două locuri. Să sperăm că putem ajunge acolo. Încă o victorie astăzi, cu Alaves, ar fi excepțional. Jucăm cu echipa asta, Mazilu Traore, Mazilu din nou titular, vreau să-l testez cât mai mult acolo. Haideți să continuăm acest episod cu o victorie, aș vrea. Bine ar fi. Aquino la balon acum. Aquino. Stă bine pe picioare Aquino. Trece Mica Marmol pe lângă minge, dar Ioro îl dublează bine. Și rezolvăm faza cu Mbedi către Mica Marmol. Și acum este Casado la minge. Casado către Pabli Totore. Și acum Lars. Și acum Garrido. Și urca Adama. Adama Ball, băieți. Până la capăt. Adama Ball pasă în față. Mamă, e offside. E offside, nu te cred că s-a dus în offside, fiți argloava, dracu, bă, Larsen, bă. Am dat cam târziu ce-i drept pasa aia. Dar pasa aia s-a dus cumva în fața porții. Cred că intra mingea, că portarul n-a înțeles mare lucru din faza aia. S-a întâmplat un Ronaldo Nani. Javi Lopez, bine acolo, Cumbedi, fantastic, revine și recuperează Larsen către Cumbedi. Cumbedi acum centrează către Garrido, era oare? Sau cine era ăla? Nu contează. Este Pablo Torre acum către Casado, Casado către Garrido. Garrido, ca în sezonul trecut, însă nu prea. Garrido către Larsen, Larsen către Mazilu. Hai, Mazilule, fă-și tu ceva frumos aici. Mazilu driblează, șutează Mazilu de la distanță, ce gol! Ce golazo de la Mazilu, extraordinar, ce stâng pune acolo în minge și este Eurogol ca Hagi pe vremuri, tată, cu stângul. Mazilu îi fură stângul lui Hagi și înscrie un gol superb, ăsta o să fie titlul, dacă nu uit. Superbitate de gol, extraordinar, lobează acolo, bă, exact ca Hagi, ce frumusețe de gol. Mazilu, excepțional. Bă, băiatul, n-a că impresionează și românul nostru. Nu i-a luat mult timp până să ne impresioneze. Adrian Mazilu face 1-0. Primul gol în 3 meciuri. Aici pasează acolo Ioro. Recuperează Adama Traore. Nu l-am văzut pe la măjur când nu l-am văzut. Casado, fantastic, interceptează. Și acum este Adama Traore. Adama Bol. No. Opa, 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 opa. Mersi frumos de pas. Am jucat. Am pasat cu adversarii. Băieți, Larsen către Pablito Torre. 2-0. Doamne, ce ne distrăm. Doamne, ce distrugem competiția. Băi, am creat o echipă monstruoasă aici. Formula asta cu 2 jucători pe poziția de cam este monstruoasă. Dominăm total competiția. Recuperare bună, dar doar pentru câteva secunde, din păcate. Tony Moya are clar spre poartă, nu șutează Jason. Întorc ăștia mingea, să vedem ce vor încerca. O, pasă bună, Guridi, șut acolo, Mendez, direct pe Mendez. Când e direct pe Mendez, nu dai gol, e bun.
Și acum este Alex Garrido care poate declanșa contraatacul, însă nu se demarcă prea bine, băieții mei. Bună pasă aici. Se duce Pablito Torre. Pablito Torre cere mingea Alex Garrido, dar se duce la Larsson care șutează în curul lui Hoseda. Superb. Aia e penalti. I-am dat în mână. Omul meu a pus curul la bătaie, cum adică i-am dat în mână? Stați să revedem, că stare curios. Deci a șutat și a pus mâna la fund să-și apere fundulețul. Oh, și i-am dat în mână. Pățești. Larsson în fața golului, băieți. Larsson versus Sivera. Larsson execută și este 3-0. Bă, ce dominăm competiția. Este extraordinar ce se întâmplă. Suntem prea buni, am creat o echipă mult prea bună pentru liga asta. Am depășit această ligă. Păcat că nu prea ne ajută și simulările. Dar în rest, în meciurile jucate, deja suntem de nivel, zic eu, mid-table poate din liga, din prima ligă. Jump to result, 3-0, scor final. 3-2, Morcovu adânc Morcovu. Dar Larsson, Pablo Torre și Mazilu aduc victoria, superb. Meci de simulat cu Ponferradina. Hai să vedem repede rezultatul final. Vom da tot sim match cu Jump to Result. Poate păcălim sistemul, nu-i așa? Poate. 2-1 pentru Ponferradina. Hai mă, dă-o dracu de treabă. Minutul 80 ne luăm gol. Bine, frate. Bă, da, nu, e exact același căcat. Mamă, Larsson luat la Naționala Suediei. Asta înseamnă că nu ne putem baza pe el pentru perioada următoare. Probabil în meciul ăsta, mă gândesc. Hai să simulăm și cu Racing, băieți. Să vedem un rezultat final cinstit, zic eu, la ea acasă totuși. 3-0, Adama, Pablito Torre de două ori. Bun, brauți. Data viitoare cred că putem termina sezonul, băieți, pentru că sunt foarte multe meciuri cu echipe slabe pe aici. Mai avem vreo 3 meciuri grele cu Mallorca, cu Elche, probabil, nu știu cum mai duc ăștia, și cu Huesca. În rest, echipele celelalte sunt foarte slabe. Bine, ultimul episod al sezonului, că dacă intrăm în play-off... n-avem ce face, mamă, ne-am distanțat rău de tot Mallorca, dar avem și direct cu ei, dacă îi batem avem șanse la locul 2, zic eu. Dar rămâne de văzut data viitoare. Mulțumesc de vizionare, like acolo, like, să fie cât mai multe like-uri și ne vedem la următorul episod. Vă pup și să dați like și pa!